Cum o vezi, Maria? Mi-ai zis să mă conectez cu ea, mi-a apărut cu o aură neagră în mijlocul unei sau cu o aură neagră în umbră. Care este nivelul vibrației ei acum? Îmi vine 418. De unde a apărut această aură neagră? A trimis-o cineva? Este entitate sau energie? Ea este frumoasă, este luminoasă, energie, cred. Atinge-o, te rog frumos, și citește informația ADN. E energie sau entitate? Este o lumină galbenă. Spune acelei lumini galbene să se detașeze complet de Raluca și să ia o formă în fața ta, acum. Nu, văd prea bine, a luat o formă întunecată. Atinge acea formă și citește-i formula ADN. Și o să vezi adevărata ei formă. Este ca un crocodil. Cum se numește? Întreabă. Arcos. Mă las să vorbesc cu el? Da. Arcus? Ce cauți acolo? Mă distrez. Te-a trimis cineva sau ai venit de bunăvoie? M-a trimis cineva. Cine te-a trimis? Ei. Care sunt acești ei? Șefii mei. Când te-au trimis? Nu de mult. Când? Câteva zile. Cine sunt șefii tăi? Șefii mei. Unde stau acești șefii tăi? Sus, deasupra. Ok. Cum te distrai cu Raluca? Îi provoc gânduri. Ce gânduri? Întunecate. De ce? Mă distrez. Altceva ce mai provoci? Frici.
Altceva? Blocaj. Altceva? Încredere. Continuă, te ascult. Nesiguranță. Îmi place să o văd că se clatină pe picioare. Fă tu ce vrei. Ce ziceai că făceai cu Raluca? Îmi place să o văd că se clatină pe picioare. Nu mai înainte. În fine, știi că în universul ăsta se respectă anumite legi, adică legea compensației sau legea balanței tot timpul pe zero. Tu ai făcut un rău. Eu atunci trebuie să-l echilibrez. Tu ai vrut să te distrezi cu ea, eu o să mă distrez cu tine. Și ce o să mai mă distrez? Eu am fost trimis acolo. Păi da, ai fost trimis acolo, dar în același timp ai zis că te-ai distrat. Deci și ție ți-a plăcut, nu? Fost trimis să mă distrez. A, Eu nu pot să zic, nu? câți șefi ai? Sunt mulți. Poftim? Sunt mulți și eu fug de ei. Câți sunt? Aproximativ. Eu primesc ordine de la patru. De la? Patru. Cheamă-i pe acești patru să vină în fața ta. Nu vor să vină. Poftim? Nu vor să fie deranjați. Spune-le că atâta timp cât ei te-au trimis pe tine, înseamnă că au interferat. Dacă au interferat, trebuie să se supună voinței mele, deoarece am acceptul Ralucăi să vorbesc și să acționez în fața, în numele ei. Spune-le să vină acum o dată, să nu mă facă să pierd timp aiurea. Sunt aici. Cum se numesc? Să se prezinte. Nu vor. Poftim? Nu vor. Care e nivelul vibrațiilor lor? Undeva pe la 80.000. Sunt toți ființe de lumină. Ființe de lumină. Așa, sau așa spun, sunt de lumină, sunt în Lasă-mă. lumină. Lasă-mă cu Maria. Maria. Da? Spune-le la acești derbedei că îi rog o singură dată frumos să-mi spună numele și să se prezinte. Maros. Cum? Maros. Da? Următorul? Varo. Cum? Varo. Da? Varno. Varo, Varno? varno. Varno. Altul? Da. Raga. Și ultimul? Mora. Mora? Mora, da. Care din ei, cum arată? Asta în lumină. Sunt lucitori. Nu le văd chipul, sunt în lumină. Atinge-te, rog frumos, și citește-le informația ADN.
Sunt tot reptile. Care din ei vor să vorbească cu mine? Ai ieșit unul în față. Care din ei? Maru. Maros? Maro. Maro? Da. Lasă-mă să vorbesc cu el. Maro, mă auzi? Da. Ce șef vă credeți voi? Hai, ne distrăm. Pentru ce l-ați trimis pe Arcus? Am distrat. Aveți familie? Nu. Sunteți singuri? Da. Suntem independenți. Și dacă sunteți independenți, cum vă credeți șefi? Șefi peste ce? Că ați spus că sunteți independenți. Șefii lui Arcus? Aveți doar un subaltern? Avem mai mulți. Suntem peste tot. Știi cine e Raluca? O cunoaștem pe Raluca. De unde? A fost pe la noi. Când? Nu de mult. O cunoașteți pe Maria? Da, și pe ea. De unde o cunoașteți? Ne-a deranjat și ea. Pe Arcus l-ați trimis la... Raluca, la Maria, pe cine ați trimis? Pe Muru. Unde e el? Se păcește pe acolo. Spune-i și aseară a fost la ea? Da, a privit-o. Spune-i să vină și el în față. Ok. Știți cine sunt eu? Normal că știu. Și atunci sunteți nebun sau ce aveți? Care e gândirea voastră? Nu suntem nebuni, noi ne vedem de interesul nostru. Care e interesul vostru? Să vă subjugăm. Când ți-am spus că ești nebun? Ești nebun, eu știu ce vreau. Din câte ființe pășesc pe pământul ăsta? Ți-a trecut prin cap să te iei de mediumurile mele, mă, dobitocule? Și ai crezut... Voi m-ați deranjat. Da. Voi m-ați deranjat. Și tu ai crezut că nu o să vă găsesc? Da, știam că o să ne găsești. Și dacă știai... Cum am spus, ne-am jucat. Și dacă știai că o să vă găsesc, ce mai știai că o să pățiți? O să ne primiți în soare, cred. Și așa vreau să vă pun acolo. Da. Ailalți care se cred șef lângă tine, ce părere au? Ei stau în spatele meu. Da? Ei sunt cu capetele plecate, eu nu. De ce? Puterea-i la mine. Da? Lasă-mă cu Maria puțin.
Maria? Da. Da. Întreabă-i pe el alți trei de ce au ascultat de Maro. Lor. Nu te aud. Este șeful lor, sunt cu capetele plecate, așa, a supunere și cu mâinile împreunate, își freacă mâinile. Deci sunt cei trei care au fost cu el și este celălalt care m-a urmărit pe mine, e mai. Nu am informația, nu-i văd decât, nu-i văd decât umbra. Practic Cine e întunecat. au fost în visele tale? Ce entități au fost în visele tale? Muru. A vrut să se joace cu mintea mea. Când eu am fost plecat, întreabă-i, când eu am fost plecat ieri în regresie, ce au făcut ei și la tine și la Raluca? Râd. Râde șeful lor și ei nu prea, ceilalți nu prea au curaj, dar șeful lor este tare, cel din față este tare zâmbăreț. Ok, să stea acolo. Crede că o să ajungă în soare? Râde în continuare. Chiamă-l, te rog frumos, pe Lucifer să vină în fața ta. Simt că e aici. Poftim? Simt că este aici. A venit o entitate mare, tot de lumină, tot luminoasă, dar foarte înaltă. Lasă-mă să vorbesc cu el, te rog. Lucifer, Da. îmi cer scuze că te deranjez. Vrei să iei un suflet acolo la tine, pe Maro? Sunt cam micuți, nu știu ce să fac cu ei. Presupun că o să te distrezi. Că din câte am văzut, sunt foarte jucăuși. Sau le place distracția. Nu sunt bun de nimic. Nu sunt bun de nimic dacă s-au lăsat prinși așa repede. Opa! Ce să înțeleg că tu i-ai trimis? Nu, i-am trimis eu. Ai nevoie de ei? Îi pot lua la mine. Încă stau puțin în dubii ce să fac cu ei. Poți să-mi dai un sfat? O să-i pedepsesc eu. Cum? Nu știu încă cum. Ei, ce zic? Vor să vină? Da, vor să vină. Cred că scap atât de ușor. Aleg să meargă cu mine. Ok, bine. O întrebare. Știi cumva cine sau ce e Consiliul celor șase? Sigur că știu. O să-mi spui? Sigur că știu. Doar eu sunt șeful. Ok, bine, nu știi nimic. Lasă-mă cu Maria.
Maria, Da. spune-i să-și deschidă un portal intradimensional și să plece. Doar el, restul, Arcus, Muru, Maro, Varno, Raga și Mora să rămână. Spune-mi ce se întâmplă. A plecat. Când Ok. m-ai întrebat de Consiliul celor șase, eu am avut imagine de șase entități, și Lucifer sau încă cineva care le vorbea. Nu știu dacă Lucifer, dar era o entitate de lumină care semăna cu Lucifer. Era în lumină. Era în fața lor. Cum ai văzut acest consiliu? Din ce entități era format? Îi văd cu barbă, ca și uman, cu barbă și îmbrăcat în alb. Toți șase? Unul îmi zâmbește. Șase? Toți șase sunt de lumină? Îi văd ca și persoane, ca și umani. Acela care ți-a zâmbit, întreabă-l de ce Dar ți-a. zâmbește în continuare. Îmi zâmbește în continuare. Întreabă-l de ce zâmbește. Mă cunoaște. De unde? Am fost acolo la ei. Îmi zâmbește frumos, nu rău, urât. Îmi zâmbește ca un bunic, așa. Ok. O să număr de la 1 la 3, iar la 3, Maro, Varno, Raga și Mora o să-și piardă mâna dreaptă sau membru drept. 1, membru superior. 1, 2, 3. A trecut în momentul în care ai numărat, a căzut și se uită uimit unul la altul și la mine. Mai repetă-mi o dată, te rog. În momentul în care ai numărat, mâinile au căzut la toți trei ca secerate, iar ei s-au uitat uimiți unul la altul și la mine. Ce s-a întâmplat cu al Nu le patrulea? vine să creadă. Ce s-a întâmplat cu al patrulea? Nu este și el aici. Lui nu i s-a întâmplat același lucru? Nu. Îl văd întreg. Care este întreg? Celul care a fost la mine, el este alături a lor. Nu este în... O să număr de la 1 la 3 și același lucru o să îi se întâmple și lui. 1, 2, 3. Poftim? Țipă și sare de sus. Se distrează bine toți. Sunt înmărmuriți. Transmite-i lui Arcus și lui Muru să aibă răbdare, că urmează și ei. O să număr de la 1 la 3, iar la aceștia 4, membrul superior stâng o să se aprindă și o să ardă în foc până le pică. 1, 2, 3.
porțile, așa arde. Se distrează bine, întreabă-i. Uite la mine, țipă, gesticulează. Se învârte, se încearcă să oprească focul. Întreabă-i câte entități ca ei sunt în univers. Răspunsul este ovo. Câte? Multe, multe. De ce nu știu? Spune-le că o să număr de la 1 la 3, iar la 3 o să se conecteze mental cu toți care sunt din specia sau din rasa lor și o să le transmit un mesaj. 1, 2, 3. S-au conectat? S-au conectat, dar văd din capetele lor multe, multe, multe fire. Transmite-le în felul următor. Dacă unul dintre ei, unul din rasa lor, unul din o subrasă a lor, unul creat de ei după imaginea lor, unul care are 0,001% din ADN-ul rasei lor, unul singur din toți aceștia, dacă o să mai vină în preajma ta sau a ralupei, o să dispară toți ca rasă. Exact cum s-au conectat și cum le transmit gândul ăsta, tot la fel pot să-i conectez și să le transmit o boală și să dispară ca rasă. Spune-mi ce-ți răspund. Răspunsul ce îmi vine zice: voi nu știți nimic. Să ne spună ei ce nu știm noi. Așa îmi vine un strigă: noi suntem puternici. Ok. Strigă: noi v-am creat. Ce faceți voi? Ce credeți că faceți? O să număr de la 1 la 3, iar la 3 un sfert din această rasă și din toată creația lor o să dispară. 1, 2, 3. Vor să mai transmită și altceva? Văd acum mai puține conexiuni. E ca și cum o parte a Nu te-am auzit. conexiunile le aveau mental din zona capului, iar cum dispărut sau nu știu ce s-a întâmplat, o parte a capului a rămas fără. Eu privesc pe unul acum. A rămas fără aceste fire care se duceau peste tot. Fire. Aceste gânduri, sau eu știu. Fără conexiunea asta cu Ok. ceilalți. Legat de ce au spus că noi nu știm nimic, vor să ne precizeze ceva?
Recunosc că suntem puternici. Întreabă ce s-a întâmplat cu un sfert din ei. Vor să mai dispară un sfert? Sau jumate? Nu vor. Vor să dispară toți? Nu. Dar de ce nu? Au o frică de asta. Din câte am văzut, sunt o rasă foarte jucăușă. Uite că mie acum am venit apetitul să mă joc cu toți. Nu vor să se mai joace? Nu, nu vor. De ce? Eu vreau. Nu, nu vor. Ce nu știm noi și ei știu? Cuvântul care îmi vine este tehnologie. Și ce pot să facă cu această tehnologie? Teleportare. Atât. Dar, din păcate, sunt materie. Ei nu pot să se înalțe. Da, voi aveți suflet, îmi spune. Mai transmite-le odată ceea ce am zis să audă toți. Dacă doar unul dintre ei vă mai urmărește, vă mai bâze, sau mai bine zis, mai interferează cu voi, adică cu tine și cu Raluca, data viitoare când fac genul ăsta de conexiune, îl fac pentru a extermina. Ar pleca de acum. Dacă vor să plece de acum, nicio problemă. Pot să-i ajut să plece. Unde vor să plece? Zic că mai sunt și alții. Unde pot merge? Nu merg niciunde. Pur și simplu încetează din existență. Oricum ei n-au suflet, n-au spirit. Sunt un rezidu al universului. Sunt un deșeu. Îmi zice că noi nu suntem paraziți. Serios? Întreabă-i cu ce se hrănesc. Cu voi. Din voi. Și aia ce înseamnă? Și voi faceți asta cu animalele? Animalele au conștiință, gândesc? Ce zice unele, da. Și anumiți oameni gândesc, alții nu. În fine, spune-le să se deconecteze toți și să rămână doar prietenii noștri care au fost de la începutul sesiunii. Lasă-mă să vorbesc cu Maro, te rog. Maro? Da. Ce faci, șefule? Cam înțeles că ești șef. Nu te mai juca cu noi. Ai puterea să mă oprești?
Ia, încearcă. Acum am poftă. Dar când ai poftă? Dăm mâinile înapoi. Nu. Chestia aia nu o să se întâmple. O să fiți un exemplu pentru toți care încearcă sau care se gândesc doar să încerce. Sper să fii mândru așa cum ești. Vom fi pedepsiți. Cine te pedepsește? Superiorii mei. Ai și tu superiori? Toți avem superiori. Cât superiori ai tu? Eu am unul. Spune să vină în față. L-ai chemat? Nu este aici. Caută. Trimite-i e-mail, trimite-i mesaj, trimite-i gândul telepatic. Chiar nu e treaba mea cum îl găsești. Zi să vină. A venit. Lasă-mă cu Maria. Maria, da. Da. Cum îl vezi pe acest alt șef? Pe lumină. E o lumină, puternică, o lumină strălucitoare. Atinge-l, te rog frumos, și citește informația ADN. Ca un robot. Cum se numește? Ca un greier, ca un greier, așa, dar cu o structură de metalică. Întreabă-l numele lui. Garu. Poftim? Garu. Mă las vorbesc cu el? Da. Garu? De unde ești tu? De unde ești? Mă auzi? Apus. E planetă sau ce? Ostea. De ce ai trimis acești patru imbecili să mă deranjeze? Și tu ne-ai deranjat. Poftim? Și tu ne-ai deranjat. Tu ai vreun șef? Am vrut doar să te sperii. Tu ai vreun șef? Am și eu șeful meu, normal. Cheamă-l și pe ăla să vină. Nu pot. De ce? Nu pot. Le explicăm de ce. Nu pot să-l deranjez. De ce trebuie să vă explic la toți? Atâta timp cât ați interferat, sunteți obligați să vă supuneți voinței mele. Cheamă-l mai repede, mă grăbesc. Este aici. Care e numele lui? Asu. Poftim? Asu. Asu? Da. Lasă-mă să vorbesc cu el. Asu? Da.
Ce faci, limbricule? Să nu vorbești așa cu mine. Serios, dar cum? Eu am o armată de oameni. Proști. Ce părere ai despre ce au făcut Maro, Varnora, Gomora, Garu? Care Niște părerea? idioți. Niște idioți. Niște idioți s-au lăsat descoperiți. Presupun că ai auzit ce v-am transmis în momentul când v-ați conectat toți telepatic între voi. Am auzit, am auzit. Și care e părerea ta? Dar ce-mi faci tu mie? Poftim? Ce-mi faci tu mie? Păi uite, de exemplu, o să număr de la 1 la 3, iar la 3 o să cazi în genunchi. 1, A, sunt jocurile. 1, 2, 3. Cum te simți? Asu, mai ești? M-ai supărat de data asta? Serios? De ce? Încetează. De ce să încetez? Îi chem pe toți. Ia cheamă. Nu acum. Da, când? Voi fi în picioare. O să număr de la 1 la 3. Iar la 3 o să fim în picioare. 1, 2, 3. Te-ai ridicat. Cheamă-i. Poftim? Îi chem, îi chem. Hai, grăbește-te. Sunt aici. Lasă-mă puțin cu Maria. Maria? Da. Cât sunt? O, la un jurat ca un normal. Nu te aud. La un jurat ca, și, ca o armată. Este, el este în mijlocul lor, iar ei cei care sunt medicuite. Dar el mai este. Nu te aud, mișcă puțin microfonul. Acum? Da. L-au înconjurat ca și o armată. Mulți, 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 mulți sunt. Îi văd ca punctele pe lângă el. Întreabă-l pe Asu ce vrea să demonstreze cu această armată. Că sunt mulți, că sunt peste tot. Ăștia sunt toți care îi comandă el? Îl zice că mai are, dar să plecați. Vrea să-i păstreze sau să-i piardă? Zice și așa niște idioți. Transmite-le mental la toți. Întreabă-i dacă au auzit ce a spus despre ei. Nu le place că au dat impresia asta șefului. Spune-le, ei sunt foarte mulți. Asu e doar unul singur, deci ascultă comenzile lui.
Îi văd legați cu asul. Au o conexiune cu asul. Sunt toți legați cu el. Ei sunt doar executanți. O să număr de la 1 la 3 și toate acele conexiuni or să se rupă, or să dispară, or să fie liberi. 1, 2, 3. Ce părere are ASU? S-au rupt toate acele fire, ei se bucură și asta se miră, se învârte de jur împrejur și se uită pe lângă el, nu le mai vede conexiuni. Spune-le să-și aleagă alt lider. Nu mai vor lider, nu vor să-și mai. Ok, atunci să-și deschidă un portal Și vedea intradimensional. puterea. Poftim? Da? Nu vor să-și mai dea puterea. Ok, atunci să-și deschidă un portal intradimensional și să plece unde vor ei. A deschis un portar și au fost aspirați de portar toți. A rămas asul singur. Doar ASU a rămas. Da, a fost singur. Marovar, Noraga și Mora au plecat și ei? Alu, sunt undeva și ei, dar nu sunt împreună cu. Și au fost conectați cu ASU? A dat, dar conexiunile au fost. Mai era între ei conexiune. Eu îi văd conectați așa cum sunt la bicicletă. Așa, cum se numește la bicicletă spită sau cum se numește, așa era conexiunile între. Așa se duceau și de la ei altă ierarhie. Ok, conectează-te iarăși cu toți, sau mai bine zis, spune-i lui ASU să deschidă un canal de comunicare către toți cei din rasa lui și spune-mi ce se întâmplă. A făcut așa ceva din mâini, nu văd că s-a întâmplat ceva, dar a dat din mâini. Eu nu văd nimic, doar că a dat așa din mâini, ca și cum ar dirija o orchestră. Lasă-mă, te rog, cu ASU. ASU, ai deschis un canal de comunicare? Da. De unde pot să am încredere în ce zici tu? Am des. Bun. Lasă-mă cu Maria. Da. Transmitei că toți cei din rasa lor nu mai au niciun șef. Toate legăturile de subordonare or să fie rupte după ce o să număr de la 1 la 3. Toți or să fie liberi, iar acești așa numiți șefi să fie șeful unuia altuia, nu e nicio problemă. 1, 2, 3. Cum îi vezi pe toți? Nu poate, ca niște copii. Se Poftim? bucură, se joacă, dansează. Se bucură ca niște copii. Joacă. Transmite-le că libertatea lor vine cu un preț. Să vă pribruzni joc. Dacă se gândesc să folosească această libertate pentru a face rău, atunci răul o să se întoarcă împotriva lor. Nu
Îi simt supărat, îi văd supărat. Întrebarea era și cum facem, cum ne hrănim, cum. Să-și caute alte surse de hrană, au zis că au tehnologie, să reproducă o sursă de hrană. Cum noi, de exemplu, oamenii creștem animale, așa pot să crească și alte entități, dacă vor. Da, unde ce vom vedea? Nu. Spune-le că dacă vor vedea, nu o să vadă bine și o să calce pe bec. Dacă vor să facă lucrul ăsta, o fac pe riscul lor. E viața lor în joc, mamă. Da, bine, bine. Bun. Spune-le la Maro, Varno, Raga și Mora că o să număr de la 1 la 3, iar la 3 o să-și recapete brațele înapoi. 1, 2, 3. Cum sunt? Complex acum. Poftim? Da, sunt complex, dar îi văd ca niște soldați îmbrăcați în costume de ofițeri, așa. Ok, treaba lor, să stea acolo. Acu Mergi, te rog frumos, înapoi la Raluca și spune-mi cum o vezi. E, nu mai este, nu văd în negru acum, dar oftează. De ce? Viitoare oftează. Nu știu ce să mai creadă. Spune-i Ar să fi nesigură. poftim. E nesigură, nu știu ce să mai creadă. Gândește, gândește în continuu. Spune-i că o să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrației ei o să fie de 1 milion. 1, 2, 3. Cum se simte? Nu, înălțime. Ce Verifică, te rog frumos, corpul ei și spune-mi dacă mai sunt și alte energii sau implanturi care nu-i aparțin. văd capul tot înconjurat de energie. Ia, te rog frumos, cuprinde în mâinile tale energetice toate acele energii care nu-i aparțin corpului ei și aruncă-le spre infinit. Sunt gânduri de ale ei. Absolut tot. Le Scoate. văd sub litere, le văd în formă de mii de litere, așa le-am strâns multe, multe litere. Litere, nu cuvinte, sunt litere astea. Ok, scoate tot și aruncă spre infinit. L-am aspirat așa cu ceva. Ok. Poate Acum. întunericul și literele alea Super. sau forme geometrice. Acum cum este? Cum se simte? Zâmbește. Este tot ok? Mai are altceva care mi-a aparține? Îi văd creierul frumos acum. Parcă ochii are decât o culoare. Parcă întunecați. Are ceva pus pe ochi, o peliculă, ceva, o
cheamă acea entitate care a pus acea peliculă să vină în fața ta? A venit ceva. Ce este acel ceva? Un spirituș. Spune acelui spirituș să înlăture imediat ceea ce a pus pe ochii ei. Le-a tras repede și vrea să plece. Să stea acolo. A mai pus și altceva? Îl zice că nu. Verifică tu, te rog. Nu știu, i-a pus o mască. Să dea, să scoată absolut tot ceea ce a pus acum. Îi dă masca jos și acum o recunosc mai bine. Super. Recunosc tipul mai bine. Mai este și altceva? Nu mai văd o energie în gât. O energie întunecată în gât. Mâinile sunt frumoase. Parcă ar avea și în inimă un fel de... Arată așa ca o virgulă. Ok. Un cârlig ceva. Întreabă acel spirituș dacă a pus el cârlicul ăla. Are pe acolo, se mișcă. Da, el l-a pus. Să-l scoată și pe acela. Nu știu, nu are conexiune, era decât un cărlig. Da, are conexiune, să plec să scoară. Altceva mai are? Nu mai avea nimic. Ok, spune acelui spirituș să distrugă toate prostiile alea și după aia să-și deschidă un portal intradimensional și să plece. S-a grăbit, s-a le spargă și nu. Perfect. Scoate și acea energie din gât și aruncă. Este așa ca o minge. Ok. Am luat-o, am aruncat-o. A rămas frumos. Super. Verifică rapid tot corpul să vezi să nu mai aibă altceva. Cred că mai are niște probleme, dar nu văd de sănătate cu tranzitul sau ceva, dar nu aș vedea că ar fi interferențe ceva. Ok. Spune-i, transmite-i mental să-și modifice ADN-ul în așa fel încât să dispară acele probleme de sănătate care le are. Și spunem ce se întâmplă. Mă privește așa, dar nu face nimic. Mă privește ca și cum mă întreabă ce să fac. Lasă-mă să vorbesc cu ea. Da. Raluca, Da. modifică-ți ADN-ul astfel încât să-ți dispară acele probleme de sănătate care le ai cu tranzitul și alte probleme de sănătate care le mai ai. O să încerc. Ai mai făcut-o, nu încerca, fă-o. Parcă nu mai cred.
Poftim? Parcă nu mai cred. Parcă nu. Parcă nu mai cred că pot să fac. De ce? Parcă nu mi-a reușit nimic. Eu zic că ți-au reușit toate. Eu câteodată nu mai cred. Trebuie să te înveți, să te înveți atunci să crezi. E foarte important să crezi în tine și în forțele tale. Aș vrea și eu să cred acum. Depinde doar de tine. Am mai avut discuția asta. Dacă nu vrei să fii ajutată, cum poți să te ajut? Ți-o aduci aminte? Știu. Și atunci? Și eu vreau. Și eu vreau, dar realitatea mă contrazice. Contrazice și tu atunci realitatea. Oh, Dragoș. Ia zi. M-ai făcut să zâmbesc. Super. Zâmbește cât vrei, dar modifică-ți ADN-ul și schimbă-ți starea de spirit. Hai. Ai terminat? Nu lucrez la asta. Poate că ar trebui să măresc vibrațiile. Mărește-ți vibrațiile până în punctul în care este cel mai ok pentru tine. E bine acum. Câte mule ai urcat? 80.000. Ai terminat? Da. Bun, super. Ne auzim mâine. Lasă-mă cu Maria. Maria? Da. E ok acum? Este ok acum? Și-a crescut vibrațiile, dar totuși este tristă sau nu știu dacă tristă, e gânditoare, gânditoare, așa, gândește, gândește, gândește. Nu e tristă, nu, nu e tristă, gândește, gândește ce să facă, cum să facă. Da, presupun că are foarte multe întrebări. La momentul oportun o să găsească răspunsul la toate. Bun, acum. Ok. Te-a auzit. Bun, acum vreau să creez sau să creați o bulă energetică la valoarea de 500 de miliarde. Să creăm una sau fiecare câte una? Prima dată creați o bulă. Amândouă o bulă. Da. Ori la ce valoare? 500 de miliarde. Am creat-o. Mai creați una? Cu mâinile am făcut-o și pe asta. Ok. Amândouă am făcut-o. Făceam o mână lângă mână. Ok, super. Cheamă-l acum, te rog frumos, pe Asu să vină lângă voi. Este aici. Spune-i să te atingă și pe tine și pe Raluca.
Nu prea are curaj. Oamenii nu se uită. S-a uitat la Raluca și nu. Da. Spune-i doar să vă atingă, atât. S-a curentat. Bun. Acum și tu și ea intrați fiecare în către o bulă din cele create. Am intrat. Cum vă simțiți? Oh, bine, e bine, ne uităm una la alta și ne minunăm ce bine e. Super. Spune acum Luasu să încearcă să vă atingă, să încerce să vă atingă. Nimeni nu se gândește, se uită cum stăm noi în bulă așa și el este micuț și vrea să fugă. Nu știe, se uită în spate să vadă unde poate fugi. Ok, spune-i să-și deschidă un portal intradimensional să plece. A fugit. Perfect. Acum faceți în așa fel încât acea bulă în care sunteți fiecare să se muleze perfect pe corpul vostru. Am făcut. Super. Mi-am dat comandă și s-a mulat. Super. Este așa ca o... Protecția voastră. Da. Bun. Spune-i Mă Raluca. uit să fie absolut peste tot și Lara Luca o controlă și picioare. Este peste tot. Super. Spune-i Raluca că îi mulțumesc și ne auzim. Mă zâmbește că saluta. Ok. Mergi acum. Zice așa că ca și mesaj așa zice ce postuț am fost. O să mă scuze, dar asta a spus. A zâmbit și a zis ce prostuț am fost. Îmi cer scuze, a fost exact expresia ei. Da, știu, cunosc expresia. Da, eu nu o cunosc, De dar m-au dat, mi-au dat lacrimile. asta am și râs. Bun. Eu nu o cunosc, ea știe cu siguranță că n-am auzit-o. Na, bun, Maria. Mergi, te rog frumos, înapoi la tine. Da? Bun, super. Mental, cheamă-l să vină în fața ta pe tatăl Mihaelei. A venit repede. Ok, întreabă de unde a venit. M-a trecut fiorii, mi-a spus, sunt doar aici, aproape. Au, ce m-a trecut fiorii, ce m-a trecut în continuare. O să număr de la 1 la 3 și toți acei fiori o să dispară. 1, 2, 3. Au dispărut. Cum te simți? Au dispărut, au dispărut. Mă încorsetasem așa, mă strângeam. Simțeam că mă strâng fiorii aceia. Super. De ce nu pleacă unde este locul? Mi-au revenit iarăși și îmi spune lângă fața mea. Spune că fata lui nu are nevoie să stea lângă ea. Cu cât stă mai mult lângă ea, cu atât îi face rău, nu îi face bine. Ce că vrea să fie lângă ea. Poftim? A plânge, vrea să fie lângă ea. Spune că nu mai poate să fie lângă ea. Să nu mai plângă, că nu mă impresionează absolut deloc. De ce, unde aș putea să fiu? Unde vrei să mă trimiți? Cât a trăit aici, a fost un om bun sau nu? A fost idolul Mihaelei. Ok. Acum este lipit de spatele ei. O văd pe Mihaela ca și cum ar mai avea... Deci tatăl lui este lipit de spatele ei. Spune-i să iese complet din corpul Mihaelei și să Nu, de nu este. Nu este. Corp este lipit. și să Lipit. se
spatele ei. să se desprindă complet de corpul ei. S-a desprins, dar e greu. Poftim? S-a desprins, dar îi pare rău. Ok, nicio problemă. Spune. Voia să o protejeze. Spune că voiam decât să o protejeze, să nu-i facă nimeni nimic. Poate să o protejeze și în alt fel. În primul rând, o protejează plecând de lângă ea. Spune să. Nu vrea să plece, nu. Nu. Întreabă pe Mihaela ce vrea. Care e voința lui? Ea e uimită, se uită la el, se uită la mine, nu-mi răspunde nimic decât uimire, o văd uimită. Întreabă dacă. O și zice că știam că a fost cu mine și îi spune că a ajutat-o. Întreabă dacă. Știa că ea și-a ajutat-o în mai multe situații. Întreabă dacă vrea să mai rămână cu ea sau nu. Ei, aceea, la fel perplex, ar vrea, n-ar vrea, nu știe ce înseamnă, nu știe ce să-mi răspundă. Dacă o să rămână în continuare cu ea, nu o să-i facă bine, din contră, o să se chinuie și ea, o să se chinuie și el. Asta vrea? Nu vrea să chinuie nici ea, nu vrea să o chinuie nici pe el, dar nu vrea nici să-l lase să plece, nici nu vrea să-l piardă. Zice, se bucură că a fost cu ea. Ok, nu o să-l piardă, dar nu poate să aibă totul, ori una, ori alta. Vrea să fie cu ea. E uimită, l-ar îmbrățișa, nu știe dacă este el. A spus că o să vegheze de acolo asupra ei. Nu vrea, cred că ea l-a atras, nu știu, nu vrea să-l lasă. Bun, ok. Spune Mihaelei că dacă o să mai stea mult ca spirit aici, pe pământ, lângă ea, nu face altceva decât să-l țină din evoluție. Dacă vrea, din ființă de lumină, să ajungă ființă de vibrație joasă, e problema ei. E decizia ei. Dar după aia să nu regrete. Nu vrea să facă o greșeală, nu știe ce e mai bine acum. Cel mai bine e să-l lase să plece acolo unde e locul lui. Pe de altă parte, parcă nu-l recunoaște, se uită la el și parcă-l cunoaște, parcă nu-l cunoaște, nu se apropie de el, decât se uită uimită, perplexă, se uită la el. Ochii mari, mari a făcut, se uită la el bine, se uită la mine. Vrea să priceapă cum s-a întâmplat asta, să-i explic, vrea mai multe explicații. Maria. Spune Mihaelei că o să primească explicațiile la timpul potrivit. Acum să aleagă. Ori rămâne, ori îi dă drumul. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, tic-tac, eu văd că conexiunea asta i-a afectat inima ei. Ok. Prin asta aveau amândoi o inimă sau ceva de genul. Era o Maria, inimă împietrită, o inimă tare, da. o să număr de la 1 la 3, iar la 3 orice conexiune dintre ei se va rupe. 1, 2, 3. S-au separat. Dacă vrea, să-și a rămas bun acum, pentru că va pleca. La profesor. Ok. Stânge, el îi șterge lacrimile.
Deși spune că ne vom întâlni acum. Desigur, asta este calea naturală a lucrurilor să se întâmple. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 o să deschid un portal intradimensional la o frecvență înaltă prin care tatăl ei o să plece și o să vegheze asupra ei de acolo de sus. O să-i fie bine și lui și ei. 1, 2, 3. S-a deschis portalul. El s-a înălțat și ea plânge, lacrimile, ea plânge și el s-a înălțat în portal. Ea se uită pe el când se înalță. Nu te aud. Am spus că el s-a înălțat prin portal încet, ea plânge, șterge lacrimile și se uită după el, îi face cu mâna. Ok. Lacrimile, ea plânge rău de tot. Da, acum spune că ar trebui să-i șterg și din cap toate astea. Nu face așa cu mâna, că pot să-i șterg și lucrurile astea Dacă i-aș șterge lucrurile din astea, i-aș șterge amintirile, dacă asta vrea. nu prea vreau să-l parte în suflet. Păi vezi, crede-mă că timpul le vindecă pe toate. S-a închis portalul? L-am închis eu. Ok. Cum te simți? Îmi curg în continuare lacrimile când ea a plâns. Mi-au curs rău. Eu dintr-un ochi îmi curg, din amândoi. Ok. Care este nivelul vibrațiilor tale? Trei, 400. O să număr de la 1 la 3, iar nivelul vibrațiilor tale o să fie de 100.000. 1, 2, 3. Cum te simți? Bine, m-am înălțat, mama mi-a ca radiez. Apoi, în continuare, în aura de protecție. Bine. Mi-au și niște aripioare din care dau. Ok, O, super. cadea bine. Super. Acum ne întoarcem în prezent. Deconectează-te de tot și de toate. Închide toate canalele. Deconectează-te complet. Eu o să număr de la 1 la 5, iar tu, între timp, o să reintri complet în mintea ta. Reintri în timpul prezent de unde îți vorbesc eu. 1,